Salutare, gospodari! Vreau să vă prezint rapid cum am făcut eu sistemul hidraulic pentru această tocătoare la care am doi cilindri care trebuie controlați din tractor. Bun, rapid. Tractorul ăsta a avut distribuitorul ăsta care avea o singură ieșire la care am conectat un furtun care-i turul și merge în distribuitorul ăsta, care e un distribuitor cu flotant. Așa mi s-a nimerit flotant, dar e foarte bine că s-a nimerit flotant. Din distribuitor am ieșiri tur-retur, de două ieșiri pe fiecare cilindru și returul îi scos din distribuitorul ăsta și merge în șurubul de verificare a nivelului de ulei din transmisie. Deci aici e șurubul de verificare a nivelului de ulei din transmisie. Puteam să-l pun și aici sus, aici ar fi fost o jojă, mai mult sau mai puțin, oricum e un șurub în care poți să-l desfaci și să verifici nivelul de ulei vizual, dar am ales să-l pun aici pentru că a fost mai simplu. Ok, de aici am zis că le-am astea, iar de aici e maneta care, pentru că nu funcționează în același timp, adică simultan, și tiranții și distribuitorul, pe o poziție, cred că în față, nu mai știu exact, o poziție este pentru ridicarea tiranților și o poziție este pentru hidraulic, pentru distribuitorul hidraulic. Bun, deci încă o dată. Din distribuitorul ăsta, eu l-am avut, dacă nu l-are, trebuie neapărat făcut rost de el, deci din distribuitor ieși cu turul, îl bagi în distribuitorul ăsta la alt, distribuitor cu două căi, cu două manete, sau cu patru căi, nu mai știu exact cum zice, de aici ies cuplele, iar returul intră în șurubul de verificare a uleiului din transmisie. Acolo e prea plinul, pe acolo uleiul se bagă de obicei pe aici, prin șurubul ăsta, se lasă desfăcut șurubul ăsta, când începe să curgă pe aici, atunci ai suficient ulei în transmisie. Asta a fost tot, un video scurt, spor la treburi și ne auzim!